și bine v-am găsit la o nouă ediție din emisiunea Dincolo de credințe și convingeri. Eu sunt Claudia Birca și sunt gazda dumneavoastră în această emisiune. Subiectul de astăzi este credințele, gândurile care ne creează realitatea. Astăzi l-am ca și invitat pe Sorin Popa, speaker, trainer, coach, care vom vorbi despre credințele noastre, credințele care ne limitează, credințele care ne autosabotează și ce întâmplări atragem conform credințelor pe care le avem. Bună, Sorin! Bună, Claudia! Mersi de invitație, mă bucur să fiu bine aici. Bine ai venit la noi și ne bucurăm că ai acceptat. Sorin, din experiența ta cu oamenii cu care lucrezi, cu oameni cu de succes cu care lucrezi, cum ai observat că se autosabotează ei prin propriile lor credințe? Da, e o întrebare destul de interesantă și importantă, aș spune eu totodată. Văd oameni care se autosabotează prin propriile lor credințe, mai ales din perspectiva faptului că nu cunosc atât de bine cum funcționează credințele astea limitative și neștiind cum funcționează, cum îi pot ajuta, pentru că credințele pe care le avem de cele mai multe ori ajung să fie limitative doar în momentul în care noi ne dorim ceva, iar ele ajung să ne blocheze, să ne oprească din drumul nostru către acel ceva pe care ne-l dorim. Însă inițial, credințele pe care le avem ne-au fost date și unealta asta numită credință personală ne-a fost dată ca să ne ajute. Ele sunt menite să ne facă mai mult bine decât rău, numai că rupându-ne și neînțelegând cum funcționează aceste credințe pe care le avem fiecare dintre noi, ajungem să le folosim, să zicem, în sens greșit și ajung să ne oprească din evoluție. Și se întâmplă indiferent de nivel. Văd oameni la nivele mici pe care credințele îi limitează, văd oameni la nivele mari, văd oameni, vorba aia, milionari, oameni de succes în afaceri care nu reușesc să treacă la nivelul următor datorită unor blocaje pe care le au, la fel cum se întâmplă și la nivele mici, la un angajat care poate muncește pe salariu minim pe economie și nu reușește să spargă bariera asta în viață, deși și-ar dori. Credințele, de cele mai multe ori, nu sunt legate, să zicem așa, în mod direct de ceea ce ne dorim. Toată lumea își dorește mai mult, toată lumea își dorește să crească, toată lumea își dorește nivelul următor în business, în viața de familie, nivelul următor în sănătate. N-am întâlnit oameni care să spună, nu-mi doresc mai mult, eu sunt ok. Toată lumea își dorește mai mult și totuși, faptul că îți dorești ceva nu este suficient, pentru că sunt alte mecanisme care sunt în joc, care de multe ori ne opresc din a face pași concreți înspre ceea ce noi ne dorim să obținem. Și foarte repede în viață am descoperit și majoritatea oamenilor descoperă că există în mintea noastră două zone diferite. Una care se ocupă cu ceea ce îți dorești, una care se ocupă practic cu deciziile, vreau, am văzut, îmi place, vreau și eu asta, ce-am de făcut. E o zonă în mintea noastră care caută soluții, caută pași de acțiune, ce-am de făcut ca să obțin rezultatul ăsta. Și e cu tot o altă zonă în mintea noastră care se ocupă de a face pașii ăia și de a face acțiunile respective și de a merge înainte în acea direcție. Și părțile astea nu prea comunică între ele cum am vrea noi să comunice. Și de multe ori faptul că vrei, faptul că spui, faptul că te uiți în stânga, în dreapta, cauți soluții, da, nu înseamnă că o să găsești. Majoritatea, și dau un exemplu cu pierdutul în greutate sau cu sănătatea în general. Știi că vrei să slăbești, știi că nu e sănătos nivelul la care ai ajuns, știi ce înseamnă nivelul următor pentru tine, vrei să treci la nivelul următor din punct de vedere al sănătății, cauți soluții și oamenii care caută soluții le găsesc. Adică nu e ca și cum în ziua de astăzi n-ai acces la informații și nu știi secretele succesului când vine vorba de a trece la nivelul următor. Indiferent că vorbim de sănătate, că vorbim de familie, că vorbim de afaceri, de bani, informația există și informația e aproape gratuită. Ceea ce facem cu informația până la urmă? Ce facem? Și majoritatea oamenilor caută soluții, iau decizia, vreau să fac asta, știu ce am de făcut și nu fac. Tocmai
Tocmai despre asta vorbim. Nu fac, fiindcă există acolo o piedică care e pusă. Există o piedică în altă zonă a minții noastre care se ocupă de acțiunea noastră. Zona, indiferent, noi o numim minte conștientă, care este mintea responsabilă de logică, de decizii, de ce vreau, ce văd, ce vreau, ce caut, mintea care gândește. Și există mintea subconștientă, mintea care face, care e responsabilă cu, și ea e mult mai puternică și mult mai importantă și mult mai... Partea de jos din iceberg. Partea de jos care e mult mai mare. Mi-a plăcut la un moment dat, am auzit o comparație foarte interesantă, spunea că dacă mintea conștientă e ca o minge de tenis, mintea subconștientă e cât luna de pe cer în comparație, ca și dimensiune și ca și putere față de mintea conștientă. Deci ceea ce suntem la nivel de subconștient e mult mai mare și are un impact mult mai puternic în viața noastră decât ceea ce suntem conștienți și decât ceea ce noi vrem să facem și deciziile pe care le luăm. La fel e și cu puterea credințelor noastre, dacă ele se află în subconștient, da. Puterea lor este mult mai mare decât ceea ce conștientizăm noi de fapt. Peste 99% din ceea ce tu ești este în subconștientul tău. Dacă stăm să ne uităm minge de tenis versus luna de pe cer. Deci, practic, tu ești subconștientul tău, nu conștientul tău. Conștientul tău a apărut și evolutiv mult mai târziu în evoluție și are rolul de a proteja cumva subconștientul. Deci conștientul este un fel de gardian al subconștientului. Prin mintea conștientă noi putem accepta sau respinge anumite idei, putem spune asta nu mi se potrivește, nu o să mă mai gândesc la ea, nu te cred ce îmi spui. Astea sunt lucruri ce țin de conștient. Conștientul ne-a fost dat ca să protejeze subconștientul, fiindcă subconștientul acceptă, nu știe să respingă, acceptă, de acolo vine hipnoza, că dacă ai reușit să faci conștientul să se ducă un pic la plimbare și să transmiți mesaje direct în subconștient, da, conștientul e un fel de barieră pusă să protejeze subconștientul, pentru că altfel orice idee care ajunge în subconștient devine acțiune, într-o formă sau alta. Deci conștientul este paznicul la poarta, să zicem așa, subconștientului. E, în subconștient stau toate obiceiurile noastre, în subconștient stau toate amintirile noastre, în subconștient stă imaginea, felul în care tu te vezi pe tine, imaginea, toate lucrurile la care tu nu te gândești în mod conștient în fiecare zi și există în tine, se află într-o altă zonă, în subconștient. Și toate alea au un rol important în viața ta, în ceea ce tu faci, în felul în care te conduci pe tine. Noi ne place foarte mult să vorbim de self-leadership. Felul în care eu lucrez cu mine și felul în care eu mă conduc pe mine în drumul meu către succes. Ei, felul ăsta este influențat de toate acele lucruri care se află în subconștientul meu și care constituie identitatea mea. Nu atâta de conștient și de ceea ce eu vreau să fac. Iar primul pas, da, într-adevăr, e important să știi ce vrei, e important să iei niște decizii. Asta vreau să fac în perioada următoare. Deciziile conștiente în prima fază. Deciziile conștiente, însă până când deciziile alea conștiente nu sunt acceptate de subconștient, nu se va întâmpla acțiune în direcția respectivă. N-are cum să se întâmple. Degeaba tu vrei să slăbești dacă mintea ta subconștientă spune lasă că suntem, e ok și așa. Emoțiile noastre sunt în subconștient. Dacă tu ești într-o stare confortabilă cu viața pe care o ai acum, degeaba spui vreau mai mult, toată lumea vrea mai mult, dar ești confortabil acolo unde ești și mintea ta subconștientă va continua să acționeze în locul în care ești și în direcția în care ești acum. Nu va schimba. De ce ar schimba direcția când ție ți-e bine? Viața trebuie să ne aducă, să ne scoată din zona de confort pentru a putea depăși granițele. Absolut. Și trebuie să ne scoată din zona de confort, trebuie conștient să acceptăm scoaterea asta din zona de confort, după care să transmitem către subconștient ideea că nu mă dau înapoi. Și că chiar dacă devine situația inconfortabilă, vom merge împreună, conștientul cu subconștientul, împreună înainte. Dacă fiindcă știu că îmi face bine chestia asta. Pentru că am luat decizia că mă duc în direcția asta. Subconștientul trebuie cumva, aș spune eu, dresat, să accepte ceea ce conștientul a decis. Și subconștientul este de multe ori inamicul conștientului, fiindcă conștientul vrea să meargă într-o direcție, subconștientul spune nu, hai să mergem pe unde am mai fost.
Hai să mergem pe unde am mai fost, pentru că până acum, și are sens dacă stai să te gândești, pentru că nu poți, de câte ori conștientul vede ceva ce îi place, subconștientul imediat să sară și să acționeze. Trebuie cumva să dovedească... Să echilibreze simțirile. Da. Subconștientul este, să zicem, baza de date cu toate, cu toate activitățile, cu toată istoria ta, cu toate emoțiile, cu toate acțiunile, cu baza de date cu tine. Subconștientul nu poate fi afectat de câte ori conștientul vede câte ceva ce îi place. Vrea mai mulți bani, vrea să schimbe meseria, vrea o altă familie, vrea imediat subconștientul să acționeze. Trebuie să existe un proces prin care subconștientul să se convingă că e pe bune de data asta și că vom face niște acțiuni în direcția asta. Și atunci... Dresat zilnic prin pași mici. Sunt mai multe metode prin care o anumită idee poate ajunge din conștient în subconștient. Sunt mai multe metode. Una este repetiția. Faptul că o anumită idee, un anumit mesaj, o anumită decizie, în fiecare zi de dimineață, de la prânz, seara, în fiecare zi ți-o repeți până când o internalizezi, până când devine parte din tine, până când devine parte mai ales din sistemul tău emoțional, pentru că aici lucrăm, vorbim de vibrații, vorbim de energii, vorbim de legi universale. Mi-a plăcut tare, tare mult când am învățat pentru prima oară legea vibrației, care spunea că totul pe lumea asta este energie care vibrează pe anumite frecvențe. Totul. Inclusiv gândurile noastre. Inclusiv gândurile noastre. Și era un test, un exemplu, care, o metaforă, să zicem așa, vizuală, pe care o folosim de multe ori în traininguri, legată de cum această energie a vibrației funcționează din perspectiva declanșării sau atragerii unor anumite lucruri în viața noastră care să fie conforme cu ceea ce noi vrem să obținem. Și foloseam un instrument muzical numit diapazon. Poate știi cum violoniștii folosesc au așa un instrument muzical cu două, ca o furcă, care îl lovești și produce o notă muzicală de fiecare dată, aceeași notă când îl lovești de masă sau de... Și cum funcționează? Pentru că nu are nimic ca electric în el. Este doar o piesă de metal cu doi capete, să zicem așa, care... Unul lovește de masă, începe să vibreze, tu nu vezi vibrația, dar o auzi, și pe măsură ce el vibrează, celălalt de lângă, care este identic în proprietăți, începe și el să vibreze la fel. Deși nu l-a atins nimica. Pentru că vibrația, când un anumit corp vibrează pe o anumită frecvență, celelalte corpuri din jur care sunt setate să reacționeze la aceeași frecvență, vor începe și ele să vibreze, reacționează la vibrația primită din exterior. La fel se întâmplă, de exemplu, cu corzile de chitară. Dacă ai două corzi de chitară apropiate, una lângă alta, și o piști pe una, cealaltă reacționează, fără să se atingă. Începe și ea să vibreze. Se poate măsura treaba asta. Deci credințele noastre atrag alte credințe de aceeași nivel. Gândurile noastre au și ele o frecvență vibrațională. Și se poate măsura treaba asta. Sunt experimente. Îți pun tot felul de ventuze în cap, îți pune să te gândești la ceva și se vede acul ăla cum începe să măsoare frecvența gândurilor tale. Păi dacă gândurile noastre sunt energie care vibrează și energia care vibrează pe o anumită frecvență produce reacții în alte lucruri din mediul exterior care sunt setate să reacționeze și să vibreze pe aceeași frecvență, înseamnă că anumite gânduri pot produce rezultate în mediul nostru exterior. Și de aici noi de multe ori spunem că gândurile pe care le avem atrag către noi oameni, locuri, idei, întâmplări care vin cumva să susțină vibrația în care noi ne aflăm. Nu neapărat atrag, ci le fac pe ele să reacționeze la vibrația noastră și noi devenim atunci conștienți de oportunități din viață, de oameni cu care am putea lucra și așa mai departe. Când vibrez cu adevărat pe frecvența nivelului următor în viața mea, să zicem că până acum am fost angajat la o companie, am avut 2000 de lei salar pe lună, încep să vibrez la o frecvență superioară, îmi doresc mai mult, vreau mai mult. Când vibrez cu adevărat, nu doar că mi-ar place,
când tot organismul, când mintea mea subconștientă începe să transmită vibrații în exterior pe frecvența nivelului următor pentru mine, încep să observ în mediul înconjurător oameni, ocazii, locuri, îmi vin idei de creștere și așa mai departe. Și eu spun că le-am atras. Nu le-am atras, ci am devenit... Ele au fost tot timpul acolo. Fiecare om din lumea asta are la ora actuală în jurul lui oportunități suficiente pentru a trece la nivelul următor. Nu, doar dacă nu e pregătit să le vadă, nu, le vede. Nu e momentul potrivit în nu care le să le... Nu le vede și nu reușește să le activeze în jurul lui, să vibreze încât el să le vadă. Și de cele mai multe ori trecem prin viață pur și simplu la distanță de un umăr, să zicem așa, de omul potrivit, de locul potrivit, de ideea potrivită, pentru că noi continuăm să vibrăm la nivel inferior. Iar vibrația asta nu este ceva ce o faci conștient. Sunt gânduri care poate le-ai avut conștient, preluate de subconștient și hrănite din sistemul tău emoțional. Poate aceste gânduri ne-au fost și spuse la un anumit moment din viață. Tu nu o să poți să faci niciodată lucrul ăla. Și noi am luat-o de bună și nu depășim momentul până când nu vine cineva și zice: de unde ai dedus că tu nu o să poți să faci? Credințele pe care le avem legate de viață, de oameni, de creștere, de progres, de succes, credințele astea au locul tot în mintea subconștientă. Exact. De-a lungul anilor, prin repetiție din partea familiei, a prietenilor, a cărților pe care le-am citit, a mediului în care am trăit și așa mai departe, sunt mai mulți factori care influențează aceste credințe. Credințele astea devin, să zicem, tatuate, întipărite în mintea noastră subconștientă și ele ajung să ne ghideze și să ne controleze viața mai departe, fără ca noi să ne mai dăm seama, într-un mod subconștient. Rezultatele pe care le avem pe perioada vieții, și ăsta este un factor care poate influența credințele pe care le avem. Faptul că ani de zile ai avut rezultate proaste la școală și n-ai fost bun la învățătură deloc, ți s-a întărit acea credință că tu nu ești bun. Și că tu nu o să... Și mai vine mama sau tata sau fratele și contribuie la întărirea acestei credințe că oamenii care nu fac școală nu reușesc în viață sau oamenii care nu fac sport o să fie nu știu cum sau lucruri de genul acesta, îți întăresc credința aia, îți întăresc ideea aia în tine și vibrația ta din acel moment mai departe ajunge să fie într-o formă sau alta influențată de acea credință care tu nici măcar nu mai ești conștient de ea. Deci tu nu știi ce s-a întâmplat. Tu pur și simplu nu dai rezultatele pe care ai vrea să le dai la un anumit moment al vieții tale. Și pot fi lucruri simple, mai ales la noi în țară. Dacă te uiți acum la televizor, la ce se întâmplă în țară, în politică, non-stop programăm tinerii noștri să creadă că în România nu se poate face nimica. Și că dacă vrei să ai un viitor de succes, trebuie să pleci afară. Va trebui să pleci, da. Va trebui să pleci pentru că în România nu se poate face nimica. Și normal că dacă cu credințele astea noi creștem și ele se înrădăcinează în mintea noastră subconștientă, noi vibrăm pe frecvența aia restul vieții. Pentru tot restul vieții. Și când vibrezi pe frecvența aia, se va vedea în toate rezultatele tale. Tinerii ăia care cred că în România nu se viața poate face nimica... Viața îți va demonstra că ai dreptate. Bineînțeles. Tu îți demonstrezi că ai dreptate în viață. Tu îți demonstrezi. Nu, viața nu este ceva în afara ta care urmărește să-ți dovedească, să-ți contrazică, să... Nu este o terță parte. Tu ești viața ta. Păi e viața care ai creat-o, cu viața gândurile pe care tale. Creat-o și tu îți vei dovedi ție că ai avut dreptate. Normal, pentru că tu așa funcționezi, pe frecvența respectivă. Îți va confirma acea credință. Înțeles. Fiindcă tu ai creat-o, tu ai creat și realitatea care a urmat după și toate lucrurile se țin lanț de ea. Așa este. Și din păcate, cei mai mulți oameni merg în viață pe baza acestor credințe pe care le au, care într-adevăr nu putem fără ele. Adică credințele pe care le avem ne conduc prin acțiune înspre nivelele pe care noi ne dorim în viață. Da, unele ne conduc spre acțiune, dar sunt unele care sunt atât de bine ascunse încât nici nu ne dăm seama de ce nu trecem la acțiune de fapt. Da, dar și alea au un rol și alea ne conduc către ceva. Adică atunci când ai o credință limitativă, de exemplu, care e foarte des întâlnită la oameni în general, nu ți asuma riscuri dacă nu ești sigur că o să-ți iasă. Pentru că în trecut ți-ai asumat riscuri, și n-ai ieșit. Ai dat-o în bară, n-a ieșit,
Ai fost dezamăgit, ai suferit, ai plătit prețul unei încercări nereușite și în mintea ta s-a încetățenit ideea asta că până nu sunt sigur că afacerea asta îmi iese sau până nu sunt sigur că știu tot ce am de făcut în direcția asta, mai bine nu mă apuc. Nu porni proiecte pe care nu ești în stare să le duci până la capăt. Deci asta e o credință asta care este o te credință ține pe loc. Și care o vedem foarte des în ziua de astăzi. Și am avut-o și eu și o am de multe ori, reapare la suprafață, reiese și o văd în foarte, foarte mulți oameni. Fugi de greșeli. Fugi de greșeli pentru că cu cât te pregătești mai bine, cu cât stai mai mult și înveți și cu atât scazi șansele să mai faci greșeli. Și până nu ești convins că nu o să greșești, mai bine nu acționezi și mai înveți. Și asta ajunge să fie, și asta e o credință menită să te protejeze. Deci este un program, să zicem așa, instalat în mintea ta subconștientă, menit să-ți facă bine. Să nu mai treci încă o dată prin ce ai să trecut nu mai suferi, la prima experiență. De câte ori ai trecut prin greșeli, ai suferit și mintea ta subconștientă vrea să te protejeze de suferințe. Vezi asta în relații, vezi femei, bărbați care au suferit în dragoste și care acum filtrează orice relație posibilă nouă din perspectiva unor experiențe trecute, care sunt întipărite, fără să se gândească neapărat. O fac subconștient, o fac automat, fără să se gândească. Pur și simplu sunt mult mai atente, sunt mult mai suspicioase, sunt oameni de afaceri care se gândesc atâta de mult când vine vorba de a porni un proiect nou financiar, până când atunci când iau decizia să-l pornească, deja a trecut oportunitatea. Nu mai, prea târziu. Prea târziu, exact. Și asta ajunge să fie o credință limitativă pentru cei mai mulți dintre oameni. Și e doar un exemplu care inițial e gândit să-ți facă bine și ajunge să te țină pe loc. Pentru că n-ai cum să crești în viață fără să-ți asumi riscuri. N-ai cum să crești în viață fără să o dai în bară. Nu poți să crești în viață fără eșecuri. Lucrurile fără să-ți îmbrățișezi temerile. Dar n-are cum să se întâmple. Și toți oamenii care au atins un anumit nivel de succes știu și au povești. Toți antreprenorii de succes care au firme de milioane de dolari au exemple de falimente în trecutul lor. Au exemple de momente în care au dat-o în bară, în care le venea să renunțe, în care se gândeau că poate nu sunt pregătit pentru asta. Și cu toate astea vine începătorul care n-a făcut încă niciun business și spune: eu nu sunt încă destul de pregătit, mai bine mai învăț, mai bine mai studiez, mai bine mai stau de vorbă cu unii și cu alții și încă nu acționez. Iar asta devine pentru el o credință limitativă. Și cu cât o hrănește mai mult energetic, cu cât gândurile lui sunt mai mult în direcția asta, cu atât credința aia limitativă prinde mai mare putere. Vibrează din ce în ce mai puternic și atrage în jur ocazii, oportunități, locuri, oameni, idei care vin să susțină vibrația acelei credințe limitative. Încep să observi toți oamenii care au încercat și care n-au reușit în viața ta. În loc să-i observi pe cei care au reușit, ce au încercat. Care au succes și care au reușit. Încep să observi toate lucrurile negative din societatea românească, de exemplu. Încep să observi și mă distrează la maxim. Apar proverbe românești că necazul nu vine niciodată singur. Oare de ce? Oare de ce nu vine niciodată singur? Cum adică dacă ai avut un necaz în familie, imediat să te aștepți că o să mai ai și altele? Pentru că așa e vorba. Păi dacă te aștepți că o să mai ai și altele și aia devine o credință ta și tu începi să vibrezi pe frecvența aia, ghici ce o să se întâmple? Următoarele. Bineînțeles. Sunt și unele pozitive care spun banul la bani trage, pozitive din punctul unora de vedere, negative din punctul altora de vedere. Din punctul meu de vedere sunt foarte pozitive banul la bani trage. Asta înseamnă că dacă eu mă focusez și în atenția mea încep să banii să ocupe un loc important, voi atrage, voi deveni conștient de posibilități de job, de promovare în servici, de a schimba locul de muncă, de a porni o afacere. Voi deveni conștient de ocazii din jurul meu care să-mi ducă situația financiară la nivelul următor. Pe de altă parte vine unul care gândește, care ia aceeași vorbă și o interpretează altfel. Păi eu n-am bani. Deci nu o să atragă. Deci dacă eu nu am nimic în momentul de față și eu bai și sau el are altă credință care i-a spus-o bunica din copilărie. Poate fi aceeași credință. Banul la bani trage. Dacă tu nu ai bani, n-ai nicio șansă să-i faci. Fiecare o interpretează din punctul lui de vedere. Tu nu ai bani acum,
Deci tu nu o să iai niciodată, pentru că nu o să vină la tine. Deci aceeași credință pe unul împuternicește și pe altul pune, îl ține pe loc unde e. Pentru că percepția și interpretarea unei anumite idei, percepția și interpretarea unei anumite idei îmi afectează credința mea. Credința mea nu este neapărat că banul la ban trage. Ăla e un proverb. Credința mea este ce înseamnă proverbul ăla pentru mine. Înțelegi? Deci, practic, eu interpretez în sistemul meu emoțional, în mintea mea subconștientă, le treci vorbă. Prin propriile filtre. Le trec prin propriile mele filtre. Și filtrele mele, 100% din cazul, sunt rezultatul vieții mele de până atunci. Ce experiențelor prin care ai trecut. A oamenilor pe care i-am cunoscut, a activităților pe care le-am avut, a gândurilor trecute. Felul în care eu văd viața în momentul prezent, acum, este rezultatul acum a ceea ce a fost viața mea până acum. Felul în care eu văd viața mea acum, din păcate, pentru marea majoritate a oamenilor, nu are legătură cu viitorul meu, cu cum ar vrea să arate viața mea sau cu ce e posibil pentru n-ar mine. Trebui poate, ar trebui să aibă, pentru că prezentul tău nu înseamnă viitorul tău. Prezentul tău este rezultatul trecutului tău. Deci prezentul nostru este efectul trecutului. Trecutul este cauza, să zicem, prezentului nostru. Prezentul este efectul trecutului și poate deveni cauza și va fi cauza pentru viitor. Dar va deveni cauza în funcție de ce vom alege noi să facem, să gândim și cum vom alege să vibrăm în prezent. Pentru că majoritatea oamenilor permit ca vibrația prezentului să fie identică, din moment ce este rezultatul, să fie identică cu vibrația trecutului. Și dacă este identică cu vibrația trecutului, va provoca același viitor. Care nu este un drum spre evoluție. Care nu, și este împotriva a ceea ce afirmăm conștient că ne dorim. Și se vede în acțiunile noastre. Niciodată, și asta am învățat acționăm de la mentorul meu, conform trecutului nostru. Că am trecut pe acolo din păcate. Din păcate. Acționăm conform, noi spunem, formării noastre din trecut, din păcate, și nu începem să schimbăm în prezent formarea pentru a ajunge în alt viitor. Și atunci mergem pe pilotul automat pe aceeași direcție. E ca un trend. Dacă unești două puncte, trecutul și prezentul, ai tras o linie și cu linia aia mergi mai departe și poți să vezi unde va fi și viitorul. Sau nu. Sau nu, dacă tu faci o schimbare aici. Un shift în prezent. Dar dacă tu nu faci o schimbare a credințelor tale, a ceea ce tu gândești în momentul de față și continui să trăiești viața pe principiu că așa stau lucrurile, așa vor sta și vei merge în continuare în aceeași direcție. Să-ți mai dau un exemplu de o credință limitativă care ani de zile m-am chinuit să lucrez la ea și o văd foarte des la oameni și este de-a dreptul, unii se revoltă când stau de vorbă cu ei despre chestia asta. Nu poți sau nu ai nevoie de bani ca să ajuți oameni. Nu ai nevoie de bani și toată lumea e de acord. Poți să faci bine în jurul tău și fără să ai bani. Dar ceva ne ține până nu avem bani să ajutăm. Și ani de zile m-am ghidat pe treaba asta. N-am nevoie de bani ca să ajut oameni. Și într-adevăr n-ai nevoie de bani. Până au venit mentorii mei și mi-au spus câți oameni ai ajutat în ultimul an fără bani. Hai să vedem, hai să facem o socoteală. 12? 15? 30? Aia numești tu ajutat oameni. Și au început să lucreze la gândirea mea, ok, vrei să ajuți oamenii, ai simți asta în interiorul tău, simți cumva înclinația înspre a face bine și înspre a ajuta oamenii să aibă o viață mai bună. Știi cât de mult ai putea face asta sau ce impact ai avea dacă ai avea bani să faci asta? Pentru că mulți oameni, altă credință, spun că banul schimbă omul în rău. Păi dacă tu crezi că banul schimbă omul în rău, înseamnă că toată viața ta, într-o formă sau alta, subconștientul tău te va feri de bani, pentru că subconștientul vrea ca tu să fii un om bun. Și tu vrei să fii un om bun. Și nu vrei să te schimbi în rău. Așa că vei găsi modalități să nu faci banii ăia. Ori, iar e o credință limitativă, destul de greșită, aș spune eu. Eu zic că este din copilărie credința asta. E din copilărie. E preluată din moș strămoș deja. Da, noi spunem de multe ori că sunt din copilărie, dar sunt lucruri reiterate în fiecare an al vieții noastre. Sunt confirmate probabil și în perioada adultă, ca să ne-o întipărim bine în subconștient.
Dar preluată în prima fază a vieții. Banul nu face omul să fie rău. Banul scoate, întărește, să zicem așa, ceea ce omul este deja. Dacă este un om rău, cu mai mulți bani, va fi poate mai rău. Dacă este un om bun, cu mai mulți bani, va face și mai mult bine. Și atunci încep să înțelegi că dacă rolul tău și simți chemarea asta să faci bine în lume, vrei să fii bogat financiar. Și de multe ori când faci o afirmație de genul ăsta, vezi oamenii prin sală, hopa, stai un pic că nu-i logic, nu are sens. Ce legătură are bogăția cu a ajuta oamenii? Păi are. Păi cam are. Cam are. Doar că de cele mai multe ori toată ființa ta, mintea ta subconștientă sare la atac. Nu e adevărat. Când cineva face o afirmație de genul ăsta, nu e adevărat. Sorin, care ar fi instrumente sau metode sau cum ne-am putea schimba aceste programe? Da. De unde să o apucăm ca să o ducem în altă direcție și să facem acel shift? Sunt câteva instrumente, pot să spun ce a funcționat și ce funcționează și cum lucrez eu în cazul meu. În primul rând am conștientizat de unde vin. Și în cazul meu, cele mai multe blocaje ale mele sau idei de genul ăsta care m-au ținut pe loc în antreprenoriat, în viața de familie, au venit din mediu. Din mediul în care am trăit, din familie, din prieteni, din colegi de servici, din joburile pe care le-am avut de-a lungul anilor. Din exteriorul meu, de cele mai multe ori oameni cu care am stat de vorbă. Și una din primele idei pe care mi-au venit, de multe ori noi spunem, trebuie în primul rând să conștientizezi care sunt ideile care te blochează. În primul rând, conștientizează că ești blocat. Chiar dacă nu știi care e ideea. Prima fază. Conștientizează că tu vrei să treci la nivelul următor și că nu poți. Și dacă tu vrei și nu poți, înseamnă că sunt anumite idei care te țin pe loc, care poate nu le conștientizezi. Și normal să nu le conștientizezi din moment ce ele sunt în subconștient. Nu le conștientizezi. Sunt unelte și sunt persoane și știu că îmi spuneai înainte de emisiune că o să mai ai niște invitați aici care știu că se ocupă de lucruri de genul ăsta, să te ajute să scoți la suprafață anumite idei pe care le ai în subconștient. Dar și presupunând că nu faci asta, faptul că ai conștientizat că ești blocat și conștientizezi că de cele mai multe ori blocajele vin din mediu, de la oameni, de la felul în care trecutul tău a fost până atunci, deja îți dă putere să faci niște schimbări în prezent. Schimbă mediu. Prima fază. Schimbă mediu. Nu mai sta de vorbă și nu a schimba mediu nu înseamnă neapărat a... Mediu, oamenii care te înconjoară cel mai mult într-o zi? Oamenii sau... care te înconjoară cel mai mult într-o zi și dacă te uiți în viața lor, la rezultatele din viața lor, identifici blocaje similare cu ale tale. Adică pe mine nu mă interesează că tu îmi spui că vrei o viață mai bună, că vrei să treci la nivelul următor. Eu mă uit la ce faci tu și la cum arată viața ta acum. Dacă în continuare viața ta e identică și nu faci absolut nimic în fiecare zi pentru a trece la nivelul următor. Un om care vine non-stop și se plânge la lucru despre situația din România. Hai să facem, hai să dregem, hai să demonstrăm, hai să facem tot felul de lucruri, dar nu facem nimic concret ca să creștem. Adică noi nu mergem să votăm, dar după aia facem scandal. Oamenii care sunt într-o anumită situație prezentă și vin să-mi spună că ei vor o viață mai bună, eu pe oamenii ăia încerc cumva, pe cât posibil, să-i evit. Nu neapărat că îi sun și pe românește le dau papuci, adică gata, nu mai avem, noi doi nu mai avem ce discuta pentru că... Mai elegant de atât, da. Încep să, și asta am învățat-o de la mentorii mei, să-mi aloc energia, focusul, atenția pe acei oameni din jurul meu care sunt pe o direcție de creștere, care îi văd evoluând de la o lună la alta, de la un an la altul, care îi văd că se duc undeva. Și îți dorești să ai și tu aceeași... Și îmi doresc, nu neapărat același lucru ca ei, pentru că ei poate lucrează în alt domeniu, poate fac alte lucruri, dar observ felul în care ei se conduc pe ei înșiși, felul în care lucrează cu propria persoană și îmi dau seama că sunt pe o frecvență vibrațională pe care aș vrea să fiu și eu și care ulterior să o aplic în scopurile și obiectivele și direcția mea. Care te ajută pe... Și vreau să petrec mai mult timp cu oamenii ăia. Și petrecând mai mult timp cu oamenii ăia, timpul meu tot ăla e. Petrecând mai mult timp cu oamenii ăia, va trebui să-l iau de undeva timpul ăla. Și prima idee pe care o voi avea va fi să-l iau de la oamenii care sunt altfel decât ei. Și încep să petrec mai puțin timp cu anumiți oameni și mai mult timp cu alții. Încep să fiu, cum ne place nouă în leadership să spunem, să fiu intenționat cu activitățile mele, cu timpul meu, cu energia mea, cu
tot ceea ce reprezintă călătoria mea înspre nivelul următor. Vreau să am o viață intenționată versus 90% din oameni, 99% care au o viață implicită, default, cum spun americanii. Pe pilot automat. Pe pilot automat. Pilotul automat este tot în mintea subconștientă, tot acolo unde sunt credințele limitative, unde este imaginea de sine, unde sunt toate lucrurile astea. Pilotul automat este și este din nou creat să ne ajute. Doar că noi scăpăm din vedere cum să ne folosim de el. E ca și cum te sui în avion, vrei să te duci într-o anumită direcție, ai uitat să verifici pe ce-i setat pilotul automat, pornești avionul și te miri că pilotul automat te duce tot timpul la destinația anterioară. Pentru că nimeni nu l-a reglat. Disciplina asta intenționată ajută să se schimbe din credințele limitative? Da, dar vrem să înțelegem faptul că disciplina intenționată are o durată scurtă de viață. Tu nu poți fi focusat sau atent, intenționat la infinit. Pentru că mai devreme sau mai târziu ceva se va întâmpla. Cedezi. Da. Îi dădeam uneori exemplu cu ceasul de la mână. Dacă toată viața ai ținut ceasul pe mâna stângă sau pe mâna dreaptă, indiferent, și acum te rog să ți-l muți pe mâna cealaltă și în secunda următoare te întreb cât e ceasul. Tu știi să te uiți la noua mână pe care ai pus ceasul, pentru că ești intenționată, tocmai s-a întâmplat, ești conștientă că ai făcut mutarea, știi toate lucrurile astea și te uiți la mâna care trebuie. Dacă începem să vorbim timp de o oră și după o oră te întreb întâmplător cât e ceasul, te vei uita la mâna veche. De ce? Pentru că nefiind intenționată în toată perioada asta a timpului să ții minte pe care ceas e mâna, când va veni momentul să folosești informația asta, mintea subconștientă va trece pe pilotul automat și va face ceea ce este obișnuită să facă. Da? Deci tu va trebui cumva să-ți programezi mintea subconștientă și da, disciplina intenționată are un rol important. Numai că va trebui să devenim conștienți de faptul că nu putem sta disciplinați intenționat la infinit. Vor fi momente în care ne vom pierde disciplina. Sunt momente, vreau să mă duc la sală în fiecare zi, vreau să fac sport, vreau să mănânc sănătos în fiecare zi. Sunt momente în care uit treaba asta și în momentul ăla mă trezesc cu o prăjitură în mână. Pentru că mintea mea subconștientă revine la vechiul tipar comportamental. Nu e sfârșitul lumii. Mulți atunci iau decizia că nu pot să fac asta. Atunci renunță la acea și disciplină. Renunță, pentru că nu sunt destul de disciplinat, eu nu sunt în stare, nu-i de mine. Dacă am mâncat prăjitura, da, lasă clar că așa. S-a dus tot, deci pot acum să renunț complet la dietă. Nu, acceptă faptul că vor fi momente în care disciplina ta va fi întreruptă și în momentul în care ai conștientizat treaba asta, revin-o iară conștient la disciplină. Și prin repetiție creezi un obicei nou. Se antrenează mintea subconștientă și întipărește, programează practic un obicei nou. Pilotul automat devine reprogramat, ca să zicem așa, pe un nou stil de viață. Faptul că te duci și văd oameni care, mă duc la sală în fiecare zi și văd oameni care încearcă cumva să compenseze o dată pe săptămână faptul că n-au fost în ultimele 7 zile. Să recupereze tot, da, cele 7 zile. Și dacă te duci sâmbătă și stai 5 ore la sală, îi tot una ca și cum te duce câte o oră de luni până vineri. Nu. Matematic e tot. Matematic s-ar putea să fie același lucru, dar din punct de vedere al subconștientului tău, nu. Nu e același. S-ar putea ca din punct de vedere caloric, deși și acolo am dubii. Da? Dar sigur din perspectiva stilului de viață, nu e același lucru. Și în momentul în care tu te vei opri din a merge la sală sâmbătă, s-a dus tot regimul tău, s-a dus tot ce ai făcut până în momentul respectiv. Pentru că tu nu ți-ai instalat un obicei nou. Și un obicei nou se instalează făcând acțiuni intenționate în fiecare zi, conștiente și acceptând că din când în când nu o să-ți iasă. Nu-i sfârșitul lumii. Să-ți îmbrățișezi acea slăbiciune. Nu știu dacă neapărat să o îmbrățișezi, cât să o accepți, da. Să o accepți că se va întâmpla. Că e a mea, sunt om și trăim mai departe. Mai ales la început de drum, cât mintea subconștientă trage în altă direcție. Pe măsură ce se instalează un obicei nou și o credință nouă, spunem noi, în mintea ta subconștientă, forța care trage contra va scădea în intensitate.
E mult mai ușor să mergi în fiecare zi la sală după ce ai fost deja 6 luni în fiecare zi, decât în primele 2 săptămâni. Clar. La fel și în afaceri, la fel peste tot. E mult mai ușor să faci, să construiești o afacere de la 0 la $1,000,000 după ce ai mai făcut câteva. Știi cum să ajungi până la primul milion, dacă ai mai făcut înainte. Nu știu dacă neapărat știi ca și obiect de activitate, pentru că poate începi într-un domeniu nou în care nu știi nimica. Ai făcut un business de $1,000,000 într-o industrie și te pornești în cu totul altă industrie. Nu știi ce ai de făcut. Dar știi mentalitatea, știi cam cum sistemul ar trebui să pe gândești, care se bazează. Știi care ar trebui să fie etapele din perspectiva credințelor tale limitative, nu te mai poate doborâ orice lucru care se întâmplă în jurul tău și care e setat, să zicem așa, pe vechile credințe. Pentru că alea pentru tine nu mai există. Din experiența ta, spune-mi, ai cunoscut oameni care reușesc singuri să-și depășească aceste blocaje? Da. Cu multă disciplină în spate? Da, am cunoscut oameni care reușesc singuri, însă sunt mult mai puțini decât oamenii care reușesc cu ajutor. Poți lupta de unul singur către nivelul următor, e mai indiferent, grea. E mult mai grea când toate forțele sunt împotriva ta. E ceva mai ușoară când, pe lângă că forțele sunt împotriva ta, mai e cineva lângă tine, care merge poate în aceeași direcție, care a mai fost, care e poate un pic mai în față, un mentor, cum îmi place mie să spun. Sau când ești într-un mediu de oameni care sunt ca și tine. Când te înconjori de oameni, da, care trebuie. Dacă te înconjori de oameni care merg în aceeași direcție, drumul tău în direcția aia e mai ușor decât dacă ești singur cuc. Cu câțiva împotrivă chiar. Mulți împotrivă. Da. Deci contează foarte, foarte mult. Nu este o cerință dacă ești singur, n-o să reușești. Sunt multe exemple în lume de oameni care au reușit singuri, unele chiar șocante. Adică nu te-ai fi gândit. La oameni care, vorba aia, cresc în casa de copii, numai printre tot mediul lor este unul sub orice te-ai putea aștepta de la un, și reușesc să facă ceva cu viața lor incredibil. Și pe de altă parte sunt oameni care cresc într-o familie fantastică, care au tot ce ar putea avea nevoie ca să reușească. Dar n-au acea determinare să continue. Da. Ceea ce au măcar. Mie îmi place de multe ori să spun că există două modalități de a trece la nivelul următor. Descoperi singur și te lupți și cauți soluții și dai dovadă de o stăpânire de sine și de o ambiție fenomenală de a te ridica de fiecare dată când viața te lovește și viața te lovește și ne lovește pe toți, nimeni nu scapă nelovit, din când în când oricui îi se pune câte o piedică și mai dă un pic cu fața de asfalt. Ca să demonstreze că trece, da, peste. Da. Ori te ridici tu singur și continui și iară pici, iară te ridici, iară pici, iară te ridici, ori încerci să găsești oameni care sunt poate un pic mai în față, care fac lucruri similare și încerci cumva să stai pe lângă ei și când tu ai căzut, ei să se uite la tine și să zică, cât mai ai de gând să stai acolo? Hai odată sus, ridică-te, hai să mergem că avem treabă, nu putem sta după tine, hai. Pe când altfel, dacă stai în același mediu care l-ai avut, când tu ai căzut acolo jos, sunt toți ceilalți. Care te țin acolo. Da, bine ai venit printre noi. Ori de câte ori o credință limitativă, ceva din mintea ta subconștientă, te ține pe tine pe loc, toți cei din jurul tău, din vechiul mediu, din trecutul tău, care au aceeași credință, folosesc asta ca o întărire a faptului că credința lor limitativă e una bună, funcțională, solidă, care așa stau lucrurile. Adică, de exemplu, suntem un mediu de fumători. Dacă tu încerci să te lași de fumat și nu reușești, asta îmi confirmă mie că nici n-are rost să încerc. Că nu se poate. Că uite, și ăla a încercat, și ăla a încercat, și ăla a încercat și toți pe care îi cunosc eu care au încercat n-au reușit. Suntem în nici același mediu. Să încercăm, pentru că noi suntem în același mediu. Și poate că avem în jurul nostru și oameni care au încercat și au reușit. Dar eu, vibrând pe o anumită frecvență, eu nu-i văd pe aia. Sau îi văd prea puțin. Da, 3 au reușit. Wow, ce tare. Dar încă 100 n-au reușit. Tu vrei să faci parte din aia 100. Nu vrei conștient, dar tu vibrezi pe frecvența aia și tu activezi în jurul tău. Tu nu crezi că poți să faci parte din cei 3? Mai degrabă crezi că... La nivel de subconștient tu nu crezi și mai degrabă crezi că faci parte din... Deci ceea ce tu crezi cu adevărat nu se vede în ceea ce spui.
Se vede în rezultatele din viața ta, se vede în acțiunile pe care le faci, se vede în felul în care tu te conduci pe tine. Acolo văd credințele tale adevărate. Nu în ceea ce spui, că toată lumea spune că vreau, că pot, că se poate, că secretul e la mine, puterea e la mine, mai ales în zilele noastre, vezi pe Facebook citate motivaționale non-stop. Viața ți-o faci tu, toată lumea spune lucrurile astea, dar dacă te uiți la viețile lor, îți dai seama că nu le cred. Rezultatele lor spun cu totul și cu totul altceva. Da, ar fi bine să, nu ne-a mai rămas mult timp din această emisiune și ar fi bine să încheiem cu o concluzie generală despre cum aceste credințe ne fac realitatea și cum am putea să facem o realitate mult mai bună decât avem deja, printr-un mic shift care să ne ajute să ne depășim propriile bariere. Da, deci din punct, repet ce am spus și mai devreme, dacă ești într-o etapă a vieții tale în care devii conștient de ceva mai bun, mai mult pentru tine, în acel, indiferent ce ar fi asta, dacă tu devii conștient de ceva mai mult, în primul rând să crezi că e posibil, fiindcă altfel n-ai fi devenit conștient, da? În primul rând să crezi că e posibil și în al doilea rând să știi că există oameni în jurul tău, chiar dacă tu nu-i vezi acum, care pot contribui la ridicarea ta înspre acel nivel următor. Și tot ce trebuie să faci este să deschizi ochii mai bine în jurul tău, să te trezești, îmi place mie să spun, să te trezești și de cele mai multe ori nu te să pot... Să fii din ce în ce mai prezent în viața ta. Nu te pot trezi alții cu forța. Ca și cu trezitul de dimineață, dacă vine cineva să te trezească și nu ești pregătit, o să mai vei 5 minute să te lasă un pic în întuneric, da? Tu trebuie să te trezești, nu o să te poată trezi alții și chiar dacă unii încearcă. Trebuie să te trezești, trebuie să te gândești la ceea ce vrei să faci cu adevărat, la ceea ce înseamnă pentru tine nivelul următor și după aia trebuie să te pornești. Te trezești, te gândești și te pornești, îmi place mie de multe ori să spun. Ce înseamnă să te pornești? Să treci la treabă, să te unești cu oamenii potriviți care sunt pe drumul ăla, să începi să eviți persoanele nepotrivite, acțiunile nepotrivite, gândurile nepotrivite. Când devii conștient de ceva ce nu-i sănătos, când devii conștient că ești cu prăjitura în mână și nu aia vrei să faci, s-o lași jos, iar dacă deja ai mușcat din ea, nu e sfârșitul lumii, da? Nu ți se întâmplă numai ție, las-o atunci jos și e ok. Foarte tare îndemnul de final, Sorin, mulțumim mult! Cu mare drag! A fost o emisiune cu multe conștientizări pentru dumneavoastră, sperăm, mulțumim că ne-ați urmărit și treceți la acțiune dacă v-ați trezit! Este cea mai bună metodă de a depăși barierele. Eu vă mulțumesc, sunt Claudia Birca și vă aștept și lunea următoare la ora 9 seara la aceeași emisiune Dincolo de Credințe și Convingeri. Thank you.